Principiile bicarbonatului de sodiu. Origini. Bicarbonatul de sodiu este un compus chimic care se poate găsi până în zilele antice ale Egiptului. Acest lucru înseamnă că a fost folosit timp de aproximativ 3000 de ani și a rezistat testului timpului. Egiptenii antici utilizau bicarbonatul de sodiu ca component într-un agent de curățare pe care îl numeau natron, chiar atunci. Ei recunoșteau proprietățile și beneficiile inerente al bicarbonatului de sodiu. Imaginați-vă, acum 3000 de ani, oamenii erau la fel de inovatori și creativi ca și noi. Acest lucru dovedește doar că cele mai eficiente produse de curățat sunt, de cele mai multe ori, naturale și bălânde, o mare diferență față de detergenții puternici și substanțele chimice folosite mai des în zilele noastre. Bicarbonatul de sodiu în forma sa modernă a fost creat pentru prima dată de Nicolas Leblanc în 1791, iar prima fabrică comercială de producție a bicarbonatului de sodiu a fost înființată în 1846 de Austin Church și John Dwight. Aceștia au creat o marcă pe care o puteți recunoaște în produsele Armand Hammer. Se poate argumenta că a fost utilizat mult mai frecvent în secolele 19 și 20 datorită stadiului incipient al substanțelor chimice pentru uscasnic și lipsei de opțiuni viabile. Pe măsură ce recurăm în mod obișnuit la înălbitori sau detergent pentru scopurile noastre, uităm utilitatea generală a bicarbonatului de sodiu. Pur și simplu nu știm ce să facem cu el acum. Știm că putem curăța câteva lucruri cu el și știm că o cutie în frigider poate reduce unele mirosuri. Dar știați că puteți să-l consumați în cantități mici, extrem de sigur, și să-l amestecați cu alți compuși pentru reacții chimice benefice? Așa este, puteți înlocui majoritatea curățătorilor comerciali pe care îi aveți sub chiuvetă și mulțumim Domnului pentru asta, pentru că cea mai bună parte a bicarbonatului de sodiu este că este sigur. Bicarbonatul de sodiu evită toate riscurile și pericolele potențiale ale majorității produselor de curățare comerciale de pe rafturile magazinelor alimentare pentru că este natural. Majoritatea produselor de curățare pe care le puteți cumpăra astăzi conțin multe toxine dăunătoare și pot fi chiar periculoase dacă sunt inalate sau utilizate în încăperi mici. Încercați să curățați o baie cu un albitor în timp ce ușa este închisă și spuneți-mi mie că nu aveți dureri de cap. De fapt, o durere de cap va fi cea mai mică dintre problemele voastre dacă faceți acest lucru pe termen lung. Acestea pot conține cel puțin unele dintre următoarele substanțe chimice: ftalați, percloroetilenă, butoxietanul, clor și amoniac. Dacă acestea sună malefice și amenințătoare, este pentru că așa sunt. Când sunt utilizate în exces, pot provoca chiar leziuni pulmonare și cancer. Alte efecte secundare includ: piele deteriorată din expunere prelungită, chiar și de la vapori, organe deteriorate din expunerea pielii, amețeală și dureri de cap, leziuni la ficat și rinichi, iritații ale gâtului, umflarea gâtului și a gurii, arsuri chimice la esofag și sinusuri. Și să nu uităm că dacă amestecați amoniac cu un albitor, Creați un gaz de clor care este fatal în câteva minute. De fiecare dată când vă expuneți la aceste substanțe chimice dăunătoare, vă expuneți unui risc pentru sănătatea voastră. Este pur și simplu inutil dacă aveți opțiuni mai bune și mai sigure. Putem face mai bine. Cu bicarbonat de sodiu, putem evita aceste efecte secundare periculoase și rămâne natural în întregime. Dar cum funcționează, de fapt, bicarbonatul de sodiu? Motivul pentru care bicarbonatul de sodiu funcționează atât de bine este compoziția sa chimică. Are anumite caracteristici care îi permit să îi îndeplinească multe funcții, fiind în același timp extrem de sănătos și non-toxic. În primul rând, bicarbonatul de sodiu este fizic bâlând, dar ușor abraziv. Ce înseamnă asta? Bicarbonatul de sodiu este delicat, dar eficient. Nu reacționează cu mulți alți compuși, astfel încât este larg utilizabil. Este un putră pe care ai putea să o confunzi cu făina, dar spre deosebire de făină, este abraziv și poate fi folosit pentru a curăța suprafețe ușor. Este, de asemenea, solubil în apă, astfel încât veți putea să spălați orice exces. În al doilea rând, bicarbonatul de sodiu neutralizează nivelurile de pH. Bicarbonatul de sodiu este alcalin. Acest lucru înseamnă că neutralizează aciditatea naturală din multe lucruri, ceea ce prelungește durata lor de viață și le permite să reziste mai mult. De exemplu, dacă ați folosi bicarbonat de sodiu în instalațiile sanitare și conducte, acesta ar putea neutraliza pH-ul apei și preveni coroziunea conductelor. Acest lucru se aplică acidității în toate aspectele vieții, și ori de câte ori doriți să manipulați pH-ul la ceva. În al treilea rând, Bicarbonatul de sodiu nu este toxic. Este natural și poate fi chiar ingerat în cantități mici. Acest lucru îl face potrivit pentru gătit și oriunde există posibilitatea de contact cu pielea. Puteți să-l manipulați în siguranță și pentru perioade prelungite de timp. Bicarbonatul de sodiu este o alternativă mult mai bună dacă locuiți într-un apartament mic. Aveți copii sau animale de companie, sau doar vreți să reduceți expunerea la substanțe dăunătoare? Asta ar trebui să fie pentru toată lumea. Luați toate aceste elemente și obțineți o substanță extrem de versatilă pentru utilizare în jurul casei.